Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin despre destin. Dacă există sau nu destin. Un mare mistic, mare reușo, îl știți și voi, a fost întrebat odată dacă destinul nostru este determinat sau nu înainte de naștere. Și iată care a fost răspunsul său. Destinul nostru este Simultan determinat dinainte și nu. Cele două răspunsuri, dragii mei, sunt corecte. Și așa se întâmplă pentru că toate, toate întrebările se referă la viață, dar, dintr-un anumit punct de vedere, totul este determinat dinainte. Este cazul a tot ceea ce este fizic tot ceea ce este material, tot ceea ce este mental. Pentru că există o parte a ființei voastre unde nimic nu este determinabil sau previzibil. Pentru că este conștiința. Dacă, dacă voi vă identificați cu corpul vostru, cu, uh, cu existența voastră materială, atunci, Viața voastră este determinată în aceeași măsură de legea cauzei și a efectului. Sunteți exact ca, ca, ca o mașină. Însă, în cazul în care nu vă identificați cu existența voastră, cu, uh, cu corpul vostru, cu mintea voastră, dacă vă percepeți ca distinct și diferit de corp și de minte, ca fiind superior lor, transcendent, atunci conștiința voastră este transcedentă și este liberă de, de predestinare. Atunci ea este spontană, ea este liberă. Conștiința dăruiește libertatea, iar materia aduce cu sine sclavia. Deci, predestinarea există sau nu? Aceasta, dragii mei, depinde doar de voi. Dacă spuneți, eu nu sunt decât corpul meu. Viața voastră este în întregime determinată. Cei care sunt conștienți și cunosc libertatea, deoarece nu numai ființele spirituale pot spune că nimic nu este determinant. Dar, dar acest lucru nu îl puteți înțelege decât în cazul în care nu există niciun fel de, de identificare cu corpul. Dacă vă gândiți că duceți, eu știu, o, o, o existență materială, da? Nu există nicio libertate posibilă atunci. În materie, libertatea este imposibilă. Materia însemnând ceea ce, ceea ce nu poate fi liber. Ea este prizonera lanțului cauzal, cel care ajunge la conștiință, la iluminare, părăsește în întregime ținutul cauzalității. În cazul lui, deci atunci, totul, totul este imprevizibil. Dragii mei, existența voastră este uh, uh, un fel de lanț din care fiecare verigă este determinată de trecut. Viitorul nostru. Nu este uh, propriu-zisul viitor, ci este un subprodus al trecutului. Trecutul este cel care determină, modelează, formulează și condiționează viitorul viitorul uh, vostru. Din acest motiv, te spunem întotdeauna că este, că este previzibil. Libertatea există sau nu? În funcție de modul în care puneți accentul asupra conștiinței sau asupra corpului vostru. Dacă sunteți în întregime orientat către exterior, atunci, atunci, dragii mei, întreaga, întreaga viață, uh, întreaga viață este predestinată. De multe ori, din cauza, din cauza greșelilor săvârșite. În încarnările precedente omul trebuie să sufere confort destinului sau eu știu, uh, uh, hindușii de fapt spun uh, spun că este de fapt o karmă de plătit, dar aceasta nu semnifică este că este imposibil de a reacționa la aceasta pentru că cel ce nu face nimic uh, altceva decât să sufere. Deci o săvârșește într-o zi. Uh, o săvârșește într-o zi foarte rău, din contră. Dragi mei, trebuie să luptăm cu armele iubirii și a luminii pentru a triumfa asupra destinului. Din acest moment nu mai există destin pentru omul. Omul acela care s-a hotărât să să trăiască în lumină. El a schimbat atunci planul, legile nu mai sunt aceleași, a ieșit din lumea fatalității pentru a intra în cea a grației. De câte ori entitățile celeste, celeste, au venit să vă explice în toate manierele posibile că trebuie să fiți mai coșticioși, mai, ști, mai, uh, mai răbdători cu voi, mai cinstiți, mai generoși, și voi n-ați auzit, n-ați văzut, n-ați înțeles câteodată nimic, pentru că v-ați arătat atât de surți, atât de orbi, atât de mărginiți, încât trebuie să fiți uh, puțin zguduiți. Iată de ce justiția divină va a trimis să vă încarnați în condiții dificile unde aveți de suferit pentru a vă plăti datoriile karmice în condiții, în condiții dificile, tocmai pentru a învăța dacă poți învăța deci la acel moment. Și voi trebuie să acceptați această situație. Nu ne putem sustrage justiției divine și absolut nu o putem evita. De aceasta, este inutil să consultăm astrologi, știu cum fac unii, pentru a vă preveni pierderile și accidentele la care sunteți supus. E inutil să vă puneți la dopus, pentru că orice veți face, nu evitați nimic. Nu scăpați de destin prin, prin aceste mișcări. Singurul lucru pe care îl puteți face este să lucrați cu lumina, pentru că atunci, când zilele uh, încercărilor vor veni, să aveți posibilitatea de a le suporta mai bine. Știți. Știți de exemplu că, hai să luăm un exemplu, că veți suferi de uh, o boală grea. Ei bine, Ducând o, o viață rațională, uh, 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 vă pregătiți armele cu care, cu care veți uh, veți lupta pentru acea boală. Nu aveți posibilitatea să evitați această boală, dar în ziua când va începe, îi veți putea micșora atunci aria de acțiune. Această lege este valabilă deci în toate în toate domeniile. Eforturile pe care pe care le faceți pentru a vă întări și a vă purifica, atunci vă vor permite aceste încercări în condiții, în condiții mai bune. Pentru că destinul, destinul niciodată nu se lasă înduioșat, dar el nu e niciodată crud. Să țineți minte, destinul este just. Toate greșelile pe care le-am comis se adun acolo într-un plan, în, într-un plan al balanței, dar dacă vă decide să vă redresați viața, tot ce e bun, deci va apăsa pe cealaltă parte a balanței, deci spre bine, da? Majoritatea oamenilor, dragii mei, nu au idei uh, prea clare despre despre, despre acest uh, destin și folosesc acest cuvânt uh, așa la întâmplare pentru că tot ce se li, li se întâmplă lor în viață, bun sau rău, deci pentru ei zic că este destin. Cu câteva excepții rare, nicio ființă umană n-a venit pe pământ fără să, fără să aibă greșel de reparat, datorii de plătit, da. Uh, Chiar dacă karma vă asaltează, vă veți simți, vă veți simți deasupra karmei, pentru că karma vrea să vă limiteze, voi vă veți elibera, puteți face asta. Karma vrea să vă țină în întunerică. Atunci, voi trebuie să vă luminați, pentru că, în ciuda tuturor încercărilor, voi va trebui să vă continuați. Eforturile, deci, pentru a vă ridica și asta în lumină. Da, trebuie să căutați, să ajungeți la acel punct în care veți scăpa, veți scăpa de influența karmei. Așadar, putem, putem scăpa de karmă, dar putem să o plătim în diferite feluri. Este de fapt, ca și în viață, da? Uh, cel mai des se plătește cu bani, dar sunt și, și alte mijloce uh, prin care îți poți uh, achita uh, uh, aceste datorii. Poți munci sau poate faci, eu știu, poți face un mic serviciu sau prin simplu mulțumesc. Dar, dragii mei, cele mai importante uh, sunt rugăciunea. Rugăciunea, nu uitați, este o formă de plată pentru a, ia, a te elibera de karmă pe care trebuie să o spui din sufletul tău. Trebuie să te căiești pentru greșelile tale și să-ți promiți ție că -și cu timpul le vei repara prin fapte bune. Acesta este videoclipul nostru de astăzi. Vreau să mulțumesc prietenului meu virtual care nu m-a mai atacat energetic încât să mă mai băgâi. Mulțumesc, prietene, că m-ai lăsat să-mi fac și eu videoclipul. De fapt, trebuie ar trebui să înțelegi că toți avem loc sub acest uh, soare sau sub acest cer imens. Și tu ai loc și eu și altul și altul. Ok? Sper că m-ai auzit. Dragii mei, vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. Vă iubesc și vă îmbrățișesc cu tot dragul meu. Pe mine mă găsiți pe pagina mea de Facebook Gabriela Ilinca, mă găsiți pe canalul meu de YouTube Ilinca Gabriela, Aron Gabi Gabriela Viața, așa mi s-a dat numele, așa, apoi pe blogul meu Viața, alt blog spiritual Reiki Usui, Gabriela Elinca Reiki, terapii spir spirituale și inițieri și mesaje dincolo de viață. mi la revedere de la voi cu fraza mea, dragii mei, vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă sărut, dragii mei, pe curând!